Bună ziua, bună ziua! Ne aflăm din nou la Rândunica. Mergem să-i facem domnului Adrian o surpriză din partea fetei, care astăzi împlinește 35 de ani. Vai, dar sunt și câini liberi aici. Vai de mama noastră, Dan Lupi, Lupu! Lupu, ca cu Jean Constantin. Da, și cum vă spuneam, mergem să-i facem domnului Adrian prin de-al 35-lea trandafir la buchetul vieții. Bună ziua, bună ziua! Domnul Adrian, dumneavoastră? Noi suntem de la surpriză la domiciliu Tulcea și cineva ne-a informat că astăzi prindeți al 35-lea trandafir la buchetul vieții. Adevărat, da? Da. Cineva ne-a trimis să vă facem o surpriză, să o dedicație muzicală, un mesaj, ceva dulce. Bănuiți, doamna, este acasă? Da. Aoleu! Bănuiți așa cam cine? Fata? La tinerețe, doamna noastră, vă gândiți doar la fată, poate vreo vecină, poate... Nu? Poate vă scrieți de mâine la conservă. Da, posibil. Posibil? Avem o dedicație muzicală care o să vă ajute să vă dați seama cine este autorul, cine ne-a trimis. Da? De ziua ta, primește-mea, iubirea mea, mă rog la cer în orice dimineață și îți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ochii tăi pentru mine au plâns, fericire astăzi s-au adus, dar și ochii mei plâng pentru tine, că ești stat pe lângă mine. Și dacă soarta vrea să mă locuiesc și cu destinul meu voi lupta mereu, peste toate trec cu bine, că ești tată lângă mine. Voi lupta cu tot ce-mi stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale. Și n-o să fii lângă mine. Am fost tristă, supărată, noaptea am fost alintată. De la tine am învățat să pun toate cap la cap. Și dacă soarta vrea să mă lupt cu ea și cu destinul meu voi lupta mereu, peste toate cu bine, că ești tată lângă mine. Voi lupta cu tot ce-mi stă în cale și nu voi ieși din vorbele tale. La mulți ani să trăiți,
mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cu siguranță v-ați dat seama, da? A scăpat de concert. Și avem și un mesaj pentru dumneavoastră, care zice cam așa. Știu că n-am fost întotdeauna copilul perfect. Mulțumesc că mi-ai arătat cum să-mi corectez propriile greșeli pe măsură ce creșteam. Te iubesc, la mulți ani, tată, la mulți ani celor 9 ani de căsnicie. Vă iubesc. Și noi, surprize la domiciliul Tulcea, vă dorim la mulți ani cu sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi noastre. Dacă doriți să-i transmiteți ceva, puteți să o faceți, că vă și vede, vă și aude acum. Este cu noi prezentă. Nu, nu mai aveți cuvinte? Copilul care este și acum. Cu siguranță și el o iubește. Toate cele bune și Doamne ajută!